Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată astăzi la sediul PNL. Numele meu este Chiriță George, sunt consilier județean. Las și pe colegul meu să se prezinte. Bună ziua, vă mulțumesc tuturor că ați venit. Numele meu este Vasile Alexandru Lucian. Sunt comisar general adjunct în cadrul Gărzii Naționale de Mediu. Președintele de la Tineret Oraș și vicepreședinte regional în cadrul Biroului Politic Național de la Tineret. Suntem la dispoziția dumneavoastră. Cu întrebări direct? Păi vă aș adresa o prima întrebare, domnule Chiriță. Cum apreciați colaborarea actuală, viitoare, cu Partidul Social Democrat vis-a-vis de proiectele, de așteptările, alegăturile ale cetățenilor? Lumea acum se chinuie în sărăcie, au crescut prețurile, să ne mulțumim. Vorbind de colaborarea la nivel local, cu parlamentarii PSD. Al Consiliului Județean. Da. Deci, consilierii Partidului Național Liberal, după cum bine știți, au fost în opoziție și o să mai fie până la concretizarea unei colaborări. Noi nu am avut niciun raport negativ împotriva proiectelor de hotărâre la nivel județean. Am încercat întotdeauna proiectele de hotărâre care erau în beneficiu comunităților să le analizăm, să le amendăm acolo unde trebuie, după care au fost aprobate. Am avut câteva amendamente raportate la modul de lucru al Consiliului Județean, care a fost un pic al executivului și Consiliului Județean, a fost un pic mai pe repede înainte așa, niște ședințe ordinare și extraordinare, în care trebuiau analizate unele particularități ale proiectelor de hotărâre mai în amână. Deci cam tot ce a fost pentru binele comunității, noi am fost pentru, nu am avut, mai ales că este situația asta care, și la nivel național, la nivel mondial, care eu zic că depășește o anumită limită. Gândiți-vă că toți trecem într-o perioadă care nu s-a mai trecut până, adică nu am mai avut antecedente de genul acesta. Deci noi am avut o colaborare bună cu Consiliul Județean, acolo unde au fost probleme, am amendat și cam asta. Ați criticat folosirea defectuoasă a banilor publici în anumite situații, unde ați vedea priorități, asta era întrebarea. Și cum apreciați fotbalul călărășean, încotro să îndreaptă acel fotbal? A cerut cumva o situație a plăților, n-ați primit un răspuns corect? Deci, pe solul punctual. M-ați întrebat dacă banii au fost folosiți corect. Consider că atât cât am avut noi la îndemână, pe proiectele care le-am avut la îndemână, banii au fost folosiți corect. Știți foarte bine că cea mai mare parte a banilor în această perioadă a fost canalizată pentru sănătate, investițiile care s-au făcut în Spitalul Județean, în echipamente și alte proiecte care sunt în derulare, pentru Spitalul TBC și pentru celelalte unități sanitare din județ. Referitor la fotbalul călărășean, în 2017, dacă dumneavoastră vă aduceți bine aminte, am avut o intervenție în cadrul Consiliului Județean, în care personal am spus că noi suntem foarte săraci ca să putem să ținem o echipă în divizia. Conducerea de atunci, care și acum s-a ambiționat și poate că ei intenția lor a fost foarte bună. Dar am ajuns în situația în care suntem. Într-un faliment, în niște datorii foarte mari, foarte mulți bani băgați în fotbal, după părerea mea, nejustificat. Și asta e situația la care s-a ajuns. Consider că trebuie să ne reorganizăm și să fim cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ, să știm care ne este locul și puterea într-o activitate sportivă de nivel național care consumă foarte mulți bani. Ieri la conferința PSD s-a discutat despre oportunitatea unui drum expres în zona de frontieră Chiciu-Oltenița. S-au făcut critici la adresa
inclusiv a gărzii de mediu, spunea domnul deputat Toarnă că obiectivul principal ar trebui canalizat către acele cantități imense de tone îngropate în zona Chiselet-Mitreni și a polurii Dunării. Cum apreciați această dezvoltare zonală? Ca să răspund eu primul, apropo de drumul expres, s-a mai discutat această treabă. Este un lucru extrem de important și drumul expres și de la Călărașul până la Vama de la Chiciu. E un drum extrem de important și drumul expres de la Drajna până la Călăraș sunt într-o ordine luată pe zona asta de drumuri principale de priorități, ca să le numesc așa, și e cazul să le facem. Domnule Alexandru, cum a spus și colegul meu, ce investiție la nivel de Călăraș este binevenită. Apreciez eforturile pe care le fac viitorii noștri parteneri, numai că, într-adevăr, se ridică anumite probleme de mediu, care nu sunt iar de astăzi. Problema deșeurilor, cum știți, este una, până la urmă, globală, nu e numai România sau numai Uniunea Europeană, este o problemă globală. Vis-a-vis de acest drum care duce spre Oltenița, eu îl văd cu voi bun. Este un drum expres. Orice drum de acest tip aduce investitori. Aducând investitori, nivelul de trai al județului nostru va crește. N-am nicio obiecție din punctul ăsta de vedere. În ceea ce privește deșeurile, acum știți foarte bine, nu știu că presupun că o să vină și întrebarea asta, și cu Ulmeniu, avem o groază de vorbit pe tema asta. Chiar astăzi, că mă aflu la Călăraș și din cauza asta, avem acțiuni pe transportul de deșeuri, avem echipe la chiar în clipa aceasta la Frumușan și la Plătărești. Garda de Mediu încearcă să facă și reușește să își facă treaba. Acum problema cu Ulmeniu. Acolo sunt două firme. Eu o să fiu cât mai pe scurt, că povestea este foarte lungă, foarte multe nuanțe. Vreau să fiu cât mai bine. Acolo sunt două firme. Una dintre ele, Casano, are autorizația de mediu retrasă. Vreau să fac precizarea ca să înțeleagă toată lumea. Nu Garda de Mediu este cea care eliberează autorizații, ci APM-ul. ANPM-ul, prin APM-ul județean. Acolo este o autorizație de mediu pentru o stație de sortare, la Casano. Acolo sunt două firme, Casano și Util Trailer. Casano are autorizația de mediu ridicată din cauza faptului că s-a constatat că a primit mai multă cantitate de deșeu decât avea permisă în autorizație. El, în mod normal, primea deșeu, îl sorta și avea ieșiri mai departe. Acum, la momentul de față, că ei sunt blocați, au voie decât să iasă cu sort acolo, nu să mai primească. A doua firmă, Util Trailer, are autorizație de mediu. Noi am fost în control acolo, le-am dat măsuri până pe data de 20 ale lunii acesteia, adică eu cred că mâine le expiră măsurile, noi în luni o să mergem iar în control acolo și o să vedem dacă și-au îndeplinit sau nu măsurile. A fost o problemă, într-adevăr, care a fost abordată și de alte persoane publice, ceea ce privește acest post. Ei acolo au autorizație pentru un ciur, exact așa să și numește. Acolo, din acest ciur, rezultă ceea ce spune ei că este compost. Ei nu au buletine de analize la acest compost. Acest compost a fost comercializat către fermieri din județul Călăraș, din comunele limitrofe Ulmeniului. Am trimis săptămâna trecută, am avut control
la două dintre societățile care au, cumpărat acest compost, am constatat că nu era conform. Nu trebuia analize făcute de un laborator specializat ca să-ți dai seama că acel compost nu era regulă. Cu alte cuvinte, bucăți foarte mari de plastic în el, sticlă și așa mai departe. Au fost chemate cele două firme la sediul gărzii de mediu de la Clăraș. S-a dat măsură s-a interzis, de fapt, de a mai cumpăra acest compost și să-l trimită înapoi de unde l-a cumpărat sau să-l ducă la o groapă de gunoi specializată, cea mai apropiată, la Ciocănești. Asta s-a întâmplat acum două săptămâni. Săptămâna trecută a mai fost prins un fermier cu ajutorul poliției locale de acolo. Mă refer poliția județeană, de la postul de poliție local. Exact când descărca acest compost, la fel am trimis o echipă în colaborare cu poliția ei, de fapt, având și ei dreptul de a lua măsuri după noua lege 92/2021 care a abrogat 211-le și au și ei voie să confiște și să amendeze pe deșeuri. A fost la fel dată măsură de trimitere înapoi a deșeului, dar acolo poliția a făcut și o sesizare penală. Au acționat pe 195 pe legea mediului, au activat un articol și au făcut și o sesizare penală împotriva celor care au adus acel compost. Ei l-au considerat deșeu. V-am spus, dacă te uiți la el cu ochiul liber, îți dai seama că acela nu poate fi... O să avem la fel, o să luăm probe tot, cred că de săptămâna viitoare, o să mergem și o să luăm probe și acest compost și să demonstrăm că și după ce ies analizele de la laborator, acesta nu poate fi considerat compost. O să urmărim dacă conține metale grele și așa mai departe, în așa fel încât să interzicem ieșirea acestui compost, fără buletin de analize, din incinta celor de la... Vorbim despre probe, domnule comisar șef, discutam înainte cu colegul Drica Florin despre calitatea defectuoasă a aerului din municipiul Călăraș și suntem fruntași, cu alte cuvinte, la un aer nerespirabil în municipiul Călăraș pe țară. Și doi, a fost acea deplasare la unor activiști de mediu buzoieni în municipiul, în județul nostru, au constatat niște nereguli, de poiste de gunoaie pe malul Borcii. Da. Ce soluții putem găsi? Da. Haideți să începem cu ce vreți să începem, cu calitatea aerului sau cu... Cu ce doriți. Este o problemă foarte mare la nivel național cu calitatea aerului. Noi în București, în fiecare weekend, cel puțin eu, weekendul trecut am stat, am ieșit după amiază, fiindcă atunci sunt cel mai multe incendieri, ca să spun incendieri, impropriu spus, de fapt, ca să o iau cu începutul asta, din punctul meu de vedere, este o problemă socială. Noi avem acțiuni aproape în fiecare zi, avem echipe de permanență în Sintești, Jilava, Vidra. Sunt comunități de rom, foarte de persoane de etnie romă, care, într-adevăr, au fost o foarte mare parte din ei, când i-am prins, i-am și amendat. Cum a spus și ministrul la Digi24, oricum amenda, nu văd o soluție. Noi trebuie să fim acolo în fiecare zi pentru a preveni aceste aspecte. La același lucru avem probleme și în Călăraș la Sărulești. Știți foarte bine că am avut acțiuni cu jandarmeria. Acum o să semnăm și un protocol venind la subiectul nostru cu județul Călăraș. O să semnăm un protocol prin... Am avut o ședință săptămâna trecută cu domnul prefect, cu APM-ul, am avut cu garda, cu cei de la poliție și de la jandarmerie. O să facem un protocol în așa fel încât să asigurăm o permanență, la fel cum o facem și la Sintești, în fiecare zi, la orele care credem noi că sunt cele mai, cum să vă spun,
periodic atunci dau foc la aceste capuri pentru a valorifica bucru și așa mai departe. Știți foarte bine, de asta vă spun că e o problemă la oameni socială, nu neapărat una cu una... Aparate de măsurat? Pentru că aici nu este vorba de incendii controlate sau da, controlate. Aici este vorba de poluatorii mari de care discutăm. Avem câteva instituții, societăți care, într-adevăr, poluează. E vizibil și cu ochiul. La asta s-a referit domnul Burlacu. Deci, la ora actuală, dacă dumneavoastră, prin coordonarea pe care o faceți și o dispuneți, aveți posibilitatea să faceți măsurările de aer, pentru că la Călăraș nu figurează pe lângă celelalte orașe, nu îi poate fi găsit cu nicio măsurătoare de aer. Calitatea aerului, în primul rând. Se știe că sunt ani de zile, nu este o situație nouă sau... Dar acum venim odată cu venirea dumneavoastră pe această funcție. Sperăm că vor fi făcute demersuri pentru îmbunătățirea acestei situații. Asta este relevant. Asta așteptăm de la dumneavoastră. Să ne spuneți măsurile concrete care le veți întreprinde. Că până la Țintei și până astea noi trăim aici în Călăraș. S-a făcut referire la orașele acestea, unde este aglomerarea mare urbană. Da, nu știu în Călăraș dacă funcționează sistemul, dacă sunt... Stațiile monitorizate. Da, nu știu sigur dacă cineva s-a ocupat de suspență. În general, în mod normal, APM-ul este cel care, în primul și primul rând, APM-ul, de fapt, ANPM-ul ar trebui să aibă un aspect de sistem național de senzori. Aici este o mare problemă, că credeți-mă, în sensul în care oamenii și-au cumpărat ei acești senzori. Senzorii aceștia, majoritatea dintre ei, nu sunt omologați. S-a creat o astfel de rețea în București. Eu spun unde am fost în control și așa. S-au prins senzorii noaptea, te duci acolo, cel puțin săptămâna trecută, n-am putut să intrăm în curte, făceau grătar, e exact sub senzor. Imediat acel senzor să rosește. La fel și la Călăraș, dacă, de exemplu, senzorul ăla este montat deasupra, să zicem, la unui bloc, ai acolo toată, eu știu, ai 10-20 de aceste centrale, fiecare apartament cu centrala lui, vă dați seama că senzorul ăla o să stea numai roșu. Propunerea mea ar fi că la nivel național să se facă o astfel de rețea de senzori și să avem măsurătorile omologate, să putem să luăm și măsuri. Că așa dacă vin eu, montez senzori, veniți dumneavoastră, vă montați senzori, acest senzor trebuie și puși în anumite locuri. A spus foarte clar și ministrul ieri, luăm măsură pe care putem să o luăm în vederea poluării, dacă vorbim strict de poluare, poluarea în orașe se face de la industrie, de la trafic și de la aceste centrale, mare, dacă stăm să o discutăm. Soluția care ar fi pentru blocurile noi ar fi să se monteze o singură centrală, să nu mai monteze fiecare centrală la fiecare apartament. Pentru trafic, acum, de aici vine poluarea. Industrie și trafic. La industrie o să mergem în controle, o să cerem ajutorul APM-ului să vină să facă măsurători, fiindcă ei sunt autorizați pentru astfel de măsurători, care nu este. Și agenții economici în Călăraș au fost reclamați chiar de consilierul local Buzea, mi-aduc aminte, Filimon și Dragu, firme care au obiect de activitate industrial și care poluează masiv, special noaptea, și care indicau domnilor că acele filtre nu ar fi montate funcționale, nu s-au făcut de ambonii controle, arătau în interpelările dumneavoastră. O să facem aceste controle. Dacă prefectura sau administrația locală făceau astfel de gârtii către gardă, fiți sigur că gardă era acolo. Adică garda vine la orice petiție, indiferent dacă cineva după stradă face 30 de zile, noi cum avem obligația de gardă să mergem să controlăm. Vă dați seama că dacă făcea prefectura scris sau administrația locală, indiferent ea, Consiliul Județean sau Primăria, dacă făceau astfel de gârtie către gardă, vă dați seama că îi se dădea concurs. Legal trebuie să o rezolvăm, adică nu e... Și legal cu acele grup de gunoi despre care am vorbit pe malul Borcei și care s-au mulțit de la o localitate la alta? Știu că ăsta este subiectul principal, ăsta al deșeurilor și al calității aerului. Nu știu dacă o să vă satisfacă foarte mult
răspunsurile mele, eu în care am uitat să vă precizez acest aspect. De când am venit, m-am ocupat de direcția de biodiversitate. Controlul în cadrul cărții este la poluare, care se ocupă de toate aceste aspecte, la care eu nu activez. Eu am un subordine în direcția de biodiversitate, adică parcul naționale, arii protejate și așa mai departe. Acum, fiind în gardă, vă pot răspunde cel puțin parțial și la întrebarea cu aceste gropi. Aceste gropi nu sunt făcute iar, nici de iar de astăzi. Aceste gropi de gunoi sunt zeci de ani de zile. Asta la fel este o problemă și în primul rând socială. Omul este cel care se duce, persoanele care locuiesc în acele localități se poluează singuri, cum s-ar spune. Ei se duc și aruncă. Cu căruța, ați văzut și neastră, că ați văzut pe filmările celor care au fost, că au fost pe toată ruta, de la Fetești până la Călăraș, și ați văzut situația. Ei, ați văzut că cetățenii din comunele alea au fost găsiți aruncând. Noi cu gropile astea de gunoi suntem din 2009 în infringement, cum știți foarte bine, gropile acestea trebuiau ecologizate, închise și așa mai departe. Mulți dintre primari și-au făcut treaba. Vă dau un exemplu de cel de la Borcea. A fost amendat de către gardă în vară, tot pe o sesizare pe o groapă de gunoi care avea la ieșirea spre Fetești. Omul a fost acolo, a ecologizat, a avut banii necesari, a ecologizat acea groapă, adică a cărat tot gunoiul. Să nu vă spun că aproape un sfert e la loc. Să nu credeți că se duce primarul sau autoritatea locală să arunce acolo. Tot omul care se duce și nu are această educație de a sorta deșeurile, de a preda firmei de salubrizare deșeul cum trebuie. El își umple roapa și se duce și la muncă. O să avem o întâlnire cu toți primarii pe tema asta. O să încercăm să găsim soluții. Fiindcă acum, sincer, să vă fiu, singura soluție care ne este la îndemână este să mergem, noi în cartate de gardă, este să mergem să amendăm aceste primării. Și o soluție a găsit-o chiar dată dumneavoastră la Jigălia, cu stații de compost. Asta e prima soluție. Dar puteți încuraja stații de compost, domnul Chiriță, a fi realizate la nivel județean, după modelul Jigălia? Într-adevăr, metoda care a aplicat-o domnul primar de la Jigălia nu este, cred că, cea mai bună soluție, stațiile de compost. Dar ca să poată să participe toate UAT-urile aceste, să prindă aceste proiecte, că practic fără niște proiecte pe bani europeni nu pot să... Sunt costurile foarte mari. Am discutat cu domnul primar de la Jigălia ce înseamnă... Ar trebui totuși prinsă pe o axă națională treaba asta. Părerea mea e... Acum personal am lucrat o perioadă și în domeniul implementării proiectelor pe fonduri europene. Trebuie o axă națională, mai ales că este o prioritate asta cu mediul, cu gropile, cu o axă națională care trebuie să prindă o parte din banii pe aceste proiecte. Deci asta cu prioritate. Referitor la aplicarea în județul Călăraș, deci sistemul național, județul Călăraș și așa mai departe. Într-adevăr, una dintre soluții, asta este. Stații de genul acesta. Din păcate, astfel de proiect, cum l-a făcut domnul primar de la Jigălia, este